Doi soți au avut probleme grave în timp ce se aflau pe munte, însoțiți de fiul lor. Femeia a alunecat pe zăpadă și a căzut pe Valea Caraimanului, iar soțul a încercat să o ajute, dar a căzut și el. Salvatorii îi recuperează chiar în aceste momente cu ajutorul unui elicopter smurt. Un alt turist care se afla pe un traseu de ciclism a căzut cu bicicleta și s-a rănit grav. Colegul meu, Cristi Georgescu, are mai multe intervenții. Bun găsit, Cristi! Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. Într-adevăr, în acest moment, în ceea ce privește pe cei doi soți din Fetești, acțiunile este în plină desfășurare pentru a-i salva după ce au căzut pe Valea Caraimanului. Așa cum ai precizat, la un moment dat aceștia au urcat pe munte cu fiul lor minor, iar când au ajuns la zăpadă, femeia a alunecat, iar bărbatul a încercat să o prindă. Cu toate că erau bine echipați de iarnă, foarte important de precizat, amândoi au alunecat 10 de metri. Când s-a întrerupt zăpada, s-a oprit, dar s-au ales cu multiple traumatisme. Pe de-o parte, femeia a suferit și o fractură de membru inferior, iar soțul ei s-a ales cu fractură de femur și un umăr dislocat. Victimele au primit îngrijiri de la salvamontiști din Bușteni, iar acum vor fi scoase cu ajutorul echipajului aero de la Smurf. E bine, au fost și alte intervenții astăzi. Vorbim despre o ciclistă care a ajuns în zona respectivă și la fel a avut probleme, a fost nevoie ca aceasta să fie adusă în potecă, în siguranță de către salvamontiști, și să știți că au continuat aceste acțiuni pentru că vorbim și despre un practicant de mountain bike ce a suferit un traumatism al membrului superior după o căzătură și să știți că la fel a fost nevoie de intervenția salvamont, iar un altul de această dată mult mai grav, vorbim despre un cioban de 73 de ani de la o stână din Bucegi care a suferit un stop cardiorespirator. Dispeceratul județean Salvamont Prahova a solicitat prezența unui echipaj aeromedical de la Brașov, dar cu toate eforturile de resuscitare făcute de către personalul medical de pe elicopter și de către salvatorii montani, pacientul a decedat.